Se spune că Giorgione s-a născut aici, la Castelfranco Veneto, prin anul 1478 și că a murit la Veneția la numai 32 de ani. De fapt, unicul lucru sigur pe care îl știm despre artist este că, în legătură cu el, nimic nu este sigur. Totul nu este decât presupunere vagă. Personalitatea lui a dat naștere mai curând fenomenului Giorgione decât personajului cu același nume. Data nașterii lui este nesigură. Nesigur este și numele. Nesigure sunt și operele sale. Niciuna dintre ele nu este semnată de autor. La fel de incertă este și semnificația picturilor sale. Cele mai multe rămân enigmatice și, în anumite sensuri, indescifrabile. De obicei, opera se definește plecând de la normă și de la artist. În cazul Giorgione, procedeul se inversează. Opera este cea care generează personajul Giorgione, un Homer al picturii venețiene din veacul al XVI-lea. Efectiv, tot ce se referă la el scapă atenției, așa încât, mai degrabă decât despre istorie, s-ar putea vorbi despre legendă, despre mit înglobat în istorie, cum a fost cazul lui Ahile, al lui Siegfried, al lui Robin Hood. Iată un presupus autoportret. La fel de nesigură este și cauza morții sale petrecută la Veneția în anul 1510. Firul vieții i-ar fi fost curmat de ciumă, după cum povestește Vasari, sau de o mare durere din dragoste, așa cum mărturisește Ridolfi în veacul următor. Giorgione, scria Vasari, a fost crescut la Veneția, desfătându-se permanent cu isprăv de dragoste și plăcându-i la nebunie sunetul lăutei, cântând el însuși minunat la instrument și din gură. Toți istoricii sunt de acord când afirmă că era un om impozant, puternic, frumos și extrem de sensibil, vestit prin statura și mărinimia sa. Încadrat în epocă, mitul Giorgione este primul element al farmecului său incontestabil. Să privim un autoportret ipotetic. Câte dintre operele lui Giorgione pot fi socotite ca sigure? Potrivit selecției critice și istorice, 3 sau 4, dar numai pentru că au fost declarate unanim astfel. Câte dintre opere pot fi socotite nesigure, cum este această Adorația păstorilor? Peste 30, dintre care o mare parte controversate. În privința adorației, criticii par de acord în a-i atribui lui Giorgione numai peisajul. La fel de controversată este lucrarea Judecata lui Solomon, în care apar evidente acele elemente care vor conduce la capodoperele maturității, cum ar fi masa cromatică, ce se dovedește a fi o adevărată pată de culoare. În timp ce critica mai discută încă un posibil catalog al operelor sale, semnificația inovatoare a artei sale, adică fenomenul Giorgione, rămâne inconfundabilă și decisivă. Formându-se desigur în cercul lui Bellini și Carpaccio, Giorgione a creat o nouă viziune artistică ce trebuia să revoluționeze pictura venețiană și să pună bazele întregii picturi moderne. Să privim lucrarea Proba focului. De la o fază inițială unde linia își menține încă intactă valoarea sa formală, cu alte cuvinte o fază în care desenul iese în evidență, Giorgione potențează treptat culoarea prin intermediul masei cromatice până la desființarea oricărui relief al liniei. Astfel, el va ajunge să pună culoarea direct pe pânză, fără a mai recurge deloc la ajutorul desenului. Ce ruptură față de școala florentină contemporană lui, unde culoarea era în întregime subordonată desenului.
iată nașterea Venerei a lui Botticelli. Dacă la Florența desenul era într-adevăr mijlocul de nenlocuit pentru crearea imaginii, iar culoarea un simplu complement al său, la Veneția, odată cu apariția lui Giorgione, imaginea izvorăște din apropierea culorilor sau, mai degrabă, din apropierea maselor cromatice, chiar și fără ajutorul desenului. Altfel spus, mai degrabă decât desenul, tonalitatea diferită a culorilor, adică luminozitatea lor, este aceea care construiește imaginea. Dispariția liniei desenului comportă eliminarea perspectivei lineare, gloria și mândria renașterii florentine. La Veneția, ea este înlocuită cu perspectiva aeriană, în care profunzimea este determinată de cantitatea de lumină a maselor cromatice, sau mai bine zis, de variația tonurilor sau a luminozității maselor cromatice. Așadar, vor fi mai clare masele cromatice mai apropiate și mai vagi cele mai îndepărtate. Acesta este principiul tehnic cel mai caracteristic și mai revoluționar al picturii lui Giorgione. O pictură care se va numi tonală sau pictură de ton. Așa cum am văzut, Leonardo renunțase la conturul linear, la desen, pentru a realiza estomparea sa, dar maestrul ajunsese la un asemenea rezultat doar cu ajutorul luminii, mai corect al clarobscurului, pe când Giorgione ajunge tot acolo prin intermediul variației de tonuri. Cu alte cuvinte, ceea ce fusese la Leonardo estompare, devine la Giorgione vibrație de forme coloristice în aer. Încă din veacul al XVII-lea, Boschini îl punea în gardă pe privitor, declarând că nu se poate înțelege pictura venețiană a veacului trecut dacă nu acceptăm un nou punct de vedere care este în orice caz diferit de cel folosit pentru contemplarea operelor florentine contemporane. Vedeți acum adorația magilor. Un punct de vedere diferit înseamnă că, pentru a înțelege pictura venețiană, este necesar să cunoaștem noul limbaj și, împreună cu acesta, noi termeni. Să vedem acum termenii comparați ai celor două limbaje. Veneția înlocuiește linia, prerogativă de valoare a desenului florentin, prin culoare, înțeleasă ca masă cromatică. Volumului florentinilor îi se substituie inconsistența luminii din masa cromatică, adică tonul. Perspectivei lineare, gloria Florenței, îi se substituie perspectiva aeriană. Florența descoperă plasticitatea, iar Veneția picturalul. Florența urmărește în primul rând comunicarea prin cunoaștere. Veneția caută comunicarea prin emoție. Raționalismul intelectului propriu Florenței, Veneția îi opune sentimentul. Ideii de universalitate, Veneția îi răspunde cu melancolie omenească. Omului, drept centru al universului în concepția florentină, Veneția îi opune individul ca parte a universului. În concluzie, în timp ce Florența urmărește comunicarea prin cunoaștere intelectuală, care se sprijină în primul rând pe desen, Veneția se angajează în căutarea unei comunicări prin emoție, o comunicare sentimentală care se sprijină pe valori cromatice.
adevărului etern și absolut al Florenței, Giorgione îi opune adevărul interior, adesea schimbător, al individului. Construcțiilor intelectuale le opune emoțiile sufletești. Deci, în sânul renașterii italiene, arta venețiană constituie polul opus celei florentine. Mai mult, în timp ce renașterea florentină eșuează în criza profundă a manierismului, Veneția, prin Giorgione, pune bazele unui nou umanism care deschide întregii culturi occidentale noi orizonturi ce promit importante progrese.